dintre. Expertiza mea în zona aceasta este strict de afară, ca și critic, ca și istoric al culturii și literaturii, ca și clasicist, ce își dezvoltă bucuriile culturale în toate zonele unde poate ajunge. De ce am avut dorința să avem alături de noi un exeget care este din interior, un scriitor de extraordinar valoare, un bilon Iarăși a editurii noastre de la început, Vlad Popa, în care printre multe genuri abordate strălucește, zic eu, exact în această arie a SF-ului de forță, îi spune. Așa că am să rog pe Vlad să ne spună cum recepționează din interior această nouă aventură care se deschide și cum îi vede în continuare. Sabia umbră. Eu o să mă adresez direct cititorului de literatură în care se întâmplă lucruri. Adică poate să fie fantasy, poate să fie aventură, poate să fie thriller, poate să fie crime, poate să fie polițist. Autorii au puncte forte care nu se transmită la un alt. Unii fac acțiunea foarte bine, unii au niște întoarceri de situație, niște idei profunde, alții descriu extraordinar. Dar toți autorii de carte în care se întâmplă lucruri și va fi citită de multă lume, au un punct în comun, felul în care își apropie cititorul de personaj. Eu când am citit Sabia Umbrelor, aveam tot timpul un sentiment ăsta de familiaritate extraordinar și până la jumătatea cărții n-am știut unde exact să pun degetul, să zic, păi de ce mi se pare că o citesc la fel ca pe altă? Și mi-am dat seama că Sabia Umbrelor se citește exact ca cei trei mușchetari. Iar tinerii care o să citească în ziua de azi Sabia Umbrelor o să se lipească de Talida, care e mânuitorul sălii, exact cum mă lipeam eu când eram mic de Dartanian. Exact același sentiment. Te invertești cu totul în personajul principal. Și deși ați crede că e o rețetă comună, toată lumea creează în același fel personajele astea în care se lipește cititorul de ele, nu e adevărat. Sunt autori care le fac din afară și le sculptează așa cu tușe, își imaginează cum ar trebui să fie scriitor mai național. Și sunt scriitori care își fac personajele dinăuntru, mai ales pe cele principale. Dacă vreți un exemplu de autor care merge nu printre, ci prin personaje în aventură, Gelu și Sabia Umbrelor este exemplu de dicționar și este dai seama că e o reușită extraordinară să mă faci pe mine la 40 și ceva de ani, să mă întorc la 12 ani când citeam cei trei mușchetari și stăteam la lumina lampei acoperită cu ceașafă pe la 2 noaptea, că mă prindeam în vești și puneau să mă întorc. Deci este o reușită extraordinară și dacă vreți exact stilul ăla de personaj pe care autorul l-a creat dinăuntru și a pus tot ce avea în el. În aventură, asta. Mulțumim, Vlad. Mulțumim și foarte, foarte frumos și onorant ce ai spus pentru Gelu. De asta, editorul nostru de femei are două cuvinte de spus despre Gelu și noul. Sigur, mulțumesc. Colegii mei au vorbit foarte bine despre calitatea cărților lui Gelu. Eu vreau să încerc să vorbesc puțin și despre cantitate. Am povestit foarte pe scurt în dialog pe care l-am avut ieri cu el. Pentru că la un moment dat, când vezi că un scriitor scrie și bine și scrie și mult, trebuie să-l întreb, păi, cum faci asta? Și l-am întrebat, scrii des, scrii mult? La care el mi-a răspuns, nu scriu mult, 6 ore pe zi. Acum revenind la calitate, vreau să te felicit și abia aștept și următoarele volume. Știi deja că sunt un mare fan al tău. Îmi place foarte mult tranziția pe care ai făcut-o de la Misterile Zarumului, care în mod definitor e o carte pentru copii. O carte unde toată lumea trece prin aventuri, dar nevoia să învață de linia vieții. Nu dispar personajele principale. După asta am citit Sabia Umbrelor și din primul capitol deja a început să moară. Îmi place nivelul ăsta de maturitate, specific unei audiențe mai, la rândul ei, mai mature. Încă o dată, felicitări și abia aștept următoarele volume.
Și pentru că atunci când la al treilea deceniu de existență fizică ești cu 2000 de pagini în cârcă, ai ceva de spus, am să rog și colegii să ne spune câteva cuvinte din atelierul lui și mai ales din proiectul din minte. Suntem convinși ale celor 6 ore de scris așa, din fiecare zi. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență. În primul rând vreau să vă spun că mă bucur mult că viața literară și-a luat cursul, au revenit bookfest-urile și că editura dată de lucru a început să se ia activitatea. În urmă cu câteva luni, situația era destul de incertă și, sincer, eram un pic îngrijorat. Mi-era teamă că o să termin de scris a cincea carte, a doua carte din seria Dani Gazardas și nu o să public prima carte din seria aceasta. Pentru că mi-ar fi fost destul de dificil să mă apuc de a șasea carte, știind că am două manuscrise nepublicate. Însă, până la urmă, lucrurile au ieșit bine. Dar, pentru a vorbi despre Sabia Umbrelor și ediția revizuită a romanului Sterele Zarone, trebuie să fac un mic salt în timp, până în 2019, atunci când am terminat de scris al treilea volum din trilogia Pierdut printre stele, adică Războiul începutului. Imediat după aceea m-am apucat de ediția revizuită a romanului Sterele Zarone și în același timp am început să mă documentez mult mai intens pentru următorul proiect. În momentul respectiv nu știam exact care va fi acesta. Aveam mai multe idei în minte și tot mă hotăram asupra uneia, după aceea mă răzgândeam, după aceea iarăși mă hotăram și tot așa jonglam cu ideile. Neștiind ce să fac mai departe. Mai exista și o variantă mult mai simplă, să scriu o carte plasată în universul trilogiei Pierdut printre stele, un spin-off. Dar, până la urmă, mi-am dat seama că vreau totuși să schimb genul literar. Până la urmă, fantasy e genul meu favorit. Toate astea am început cu SF, pentru că înainte și-am mult spontan ideea asta pentru o trilogie a Pierdut printre stele. Așa că, până la urmă, am îmbinat toate ideile din toate acele proiecte. Normal, aș fi fost niște romane de sine stătătoare. Am asta era ideea. Voiam ceva mai lejer. Dar n-a fost așa și, până la urmă, în scala cea mai dificilă. Am îmbinat toate ideile și am construit intriga pentru seria Dani Gazardas. Va fi o tetralogie, deci 4 volume va avea. Spre deosebire de trilogia Pierdut printre stele, aici am schițat intriga pentru toată seria. Adică, în trilogia Pierdut printre stele, n-am știut la bun început câte volume va avea seria respectivă. De fapt, nu știam dacă va fi o continuare la Misterele Zarone. Așa că fiecare roman are câte un arc narrativ. E ca și cum fiecare roman ar putea fi privit într-un fel ca un roman în sine stătător. Deși ele se leagă între ele, există legături. Și sunt 3 cărți, deci 3 povești. Și 3 povești care alcătuiesc o poveste mai mare. În schimb, în tetralogia Dani Gazardas s-a schimbat abordarea și aici am înscrițat treaba pentru toată seria. Și de asta știu sigur că vor fi 4 volume. Am construit evenimentele principale, pe care le-am denumit pe felul următor, A, B, C, D și așa mai departe. Iar acum, nu fac altceva decât să leg aceste evenimente, A, D, D, B, D, C și așa mai departe. Deci, știu și finalul acestei serii, știu cum se va termina și care vor fi evenimentele principale și în următoarele cărți. Urmează doar să le completez, să le scriu. Iar ca structură, seria e construită ca un fel de puzzle. Fiecare roman oferă câteva piese din această imagine de ansamblu. La doilea roman urmează alte piese și încet, încet se construiază o imagine. Iar la finalul seriei, în ultimul volum, care se va numi Dansul Fulgerelor, va fi chiar în mijlocul acestei imagini un spațiu gol care va fi completat în ultimele capitole sau poate chiar în ultimul capitol.
O fi exact acele piese care vor da sens întregii povești. O fi cele mai importante informații în toată povestea asta, care va avea vreo 2000 și ceva de pagini. Mulțumesc mult! Aplauze pentru noi, care își deprind și pentru interacția. Norocul lui chiar venea, adică după un an și 10 luni era puțin îngrijorat. Că lucrurile nu merg așa cum trebuie. Da, așa cum știm, Margalen scria în continuare și pregătea ziua bună când va lua biletele de tren spre Timișoara, respectiv spre București. La Bookfest-ul de acolo așteptăm ce l-aș vrea și cu aceeași bucurie. Întregii noștri, reîntâlnirea cu literatura ce se actualizează și întâlnirea cu oamenii care iubesc, în toate generațiile, după cum vedeți. Vă mulțumesc din suflet pentru prezență. Vă mulțumesc pentru fiecare gând, fiecare asociere. Uite, dacă stau să mă gândesc, a spus Vlad cu Alexandre Diuma, tatăl este cea mai bună apropiere, așa, de stil, la ce ne așteptăm. Că după o pentalogie, clar că o pentalogie va urma, este clar că după 3 volume urmează 4 și apoi 5 din ciclul următor. Și asta toată nu va trebui să ne dea încredere că se trăiește în continuare în principiul literaturii. Vă mulțumim foarte mult pentru timpul acordat, vă mulțumim că sunteți membri, simpatizanți sau simpli vizitatori ai editurii Data Group. Ne vom continua eforturile pentru a aduce aceleași produse de excelență calitate și grafice, cum îi spunea prietenul nostru, dar și de conținut. Când ai deselectat din 80-100 de manuscrise pe an, poți să ai certitudinea că cele 10 titluri sunt ale celor mai buni scriitori din România. Mai ales că mulți dintre ei sunt la capătul unor peregrinări în alte edituri, știm bine povestea, unor 10, unor 20 de editori care îi întreabă sec, dar tu cu ce din nou, dar ce te recomandă ca în PD, în valoare și în familie, sau cât ești dispus să plătești pentru a-ți publica volumul. Dar noi, întrebările acestea, niciuna dintre ele nu există. Există valoare, există consistență, relevanță culturală și mai ales afecțiune. Față de carte și față de familia care înseamnă până la urmă pentru noi Data Group. Vă mulțumim din suflet și ne revedem la fiecare cărți pe care de acum încolo cu aceeași bucurie ne va duce nebătării cărții noi. Mulțumim! Thank you.